Pe un gern praznic, mai bine de 2000 de oameni au luat parte la spectacolul de revelion organizat în centrul orașului de primăria Buzău. Începând cu ora 19, pe scena amplasată în fața Palatului Comunal, au urcat artiști locali consacrați, precum Mario Buzoianu, Trupa Nemuritorii sau Alexandru Petcu. Vedetele spectacolului au fost interpreții Ada și Radu Ile, care au urcat pe scenă aproape de miezul nopții spre încântarea fanilor veniți în număr mare la eveniment. Cel mai așteptat moment al spectacolului din Piața Dacia a fost focul de artificii de la miezul nopții, care a durat mai bine de 5 minute. 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani 2016, la mulți ani Buzău! La mulți ani! Deși spectacolul a continuat și după miezul nopții, cei mai mulți dintre buzoieni au preferat să meargă spre casele lor pentru a se încălzi după orele petrecute în frig.